Cea mai importantă instituție școlară din municipiul Turda, Colegiul Național Mihai Viteazul, se află într-o amplă acțiune de înnoire, încercându-se totuși să fie păstrată identitatea arhitecturală emblematică pentru cei care i-au trecut pragul de-a lungul celor peste 100 de ani de existență. Vorbim de oameni care au marcat definitiv atât viața socioculturală a întregii zone, cât și, mai ales, ridicarea permanentă a standardelor educaționale a nenumăratelor generații de elevi ai săi. Proiectul este intitulat Reabilitarea, Modernizarea și Eficientizarea Energetică a Colegiului Național Mihai Viteazul Turda și are o valoare totală de 9.496.546 de lei, din care 7.336.471 de lei reprezintă valoarea totală eligibilă. Dacă acoperișul a fost deja schimbat în totalitate, fiind realizat acum cu țiglă ceramică, garantată pentru o durată de viață de câțiva zeci de ani, în interior urmează schimbarea tot ceea ce înseamnă instalații sanitare, de încălzire, instalații electrice, schimbări de uși, geamuri și pardoseli, dar și renovarea tuturor sălilor și coridoarelor. Deja s-au realizat astfel de lucrări în aripa colegiului dinspre sala de sport, ba chiar au fost înlocuite câteva din vechile geamuri cu geamuri termopan din lemn stratificat, care să conserve frumusețea arhitectonică a clădirii, realizându-se totodată o mai bună izolare termică. Liceul Mihai Viteazul este foarte clar, după mine este unul din cele mai importante proiecte investiționale pe care le-am realizat în învățământul turdean. Sigur că am mai avut un proiect, dacă vă aduceți aminte, am finalizat un nou corp de clădire la școala Teodor Mureșanu, care este dat în funcțiune. Dar având în vedere importanța acestui imobil, atât din punct de vedere istoric, cât și din punct de vedere cultural, cât și din punct de vedere al importanței învățământului turdean, și datorită faptului că este unitatea emblematică din punct de vedere al învățământului turdean, cred că această investiție care se realizează acolo va rezolva câteva probleme punctuale. În primul rând, proiectul se referă la o reabilitare integrală absolut tot ce înseamnă imobilul de la liceul Mihai Viteazul. Ne referim aici și la cantina liceului, ne referim și la sala de sport, ne referim și la lucrări în interiorul curții interioare, dar ne referim și la exteriorul și interiorul clădirii mari. Întrebat ce înseamnă pentru el și pentru instituția pe care o conduce obținerea finanțării și realizarea proiectului aflat în desfășurare la Colegiul Național Mihai Viteazul, directorul acestei instituții, Gheorghe Lobonț, ne-a răspuns. Înseamnă menținerea standardele de calitate pe care le impune o școală europeană. Adică este vorba, în primul rând, de săli de clasă foarte bine dotate, săli de clasă în care volumul de aer este asigurat pentru copil, deci se respectă absolut toate normele de igienă școlară, se respectă toate condițiile unei școli din 2012 și așa mai departe, pentru anii ce urmează. Este vorba, în primul rând, pentru dotarea pe care am spus-o și despre dotările laboratorilor. Deci tot în acest proiect de reabilitare se dotează laboratoarele școlare, se introduc tablele cu touchscreen, se introduce supravegherea video întregului perimetru. Înseamnă, în primul rând, în sfârșit, finalizarea, sau mă rog, ținta pe care și-au propus-o de-a lungul anilor toți cei care au lucrat în Colegiul Național din Turda. Stadiul efectiv al lucrărilor se află în această oră undeva în jurul la 30% din totalul proiectului. Primarul Tudor Ștefănie se interesează în fiecare săptămână despre desfășurarea lucrărilor de la CNMV și solicită de la subordonații care supervizează proiectul de acolo rapoarte succinte referitoare la eventualele probleme apărute pentru ca ele să fie rezolvate cu maximă celeritate. Până în luna mai anul viitor, cred că se va finaliza din ultima discuție care am avut-o cu constructorul. Această lucrare va fi o clădire ca și nouă, o clădire cu care ne vom mândri și, în mod cert, va crea condiții foarte bune de muncă, atât pentru cadrele didactice, cât și pentru elevii profesioniști din Turda. Realizarea împrejmuirilor Colegiului Național Mihai Viteazul va fi făcută exclusiv cu sprijinul financiar și logistic al administrației locale, întrucât aceste obiective nu au putut fi cuprinse în proiectul finanțat deja. Primarul Ștefănie consideră că odată cu realizarea lucrărilor din proiect din primăvara anului viitor, se pot începe lucrările de reabilitare a anexelor și împrejmuirilor. Muzica.
La Câmpia Turzii a avut loc o întâlnire între autoritățile locale și potențiali investitori interesați de oportunitățile de afaceri oferite de zona industrială. Inițiativa i-a aparținut senatorului Alexandru Cordoș, care a participat la Festivalul de Toamnă al Economiei Germane desfășurat la Cluj-Napoca în perioada 5-7 octombrie. Obiectivul general al evenimentului a fost acela de a aduce în atenția agenților economici, a investitorilor și locuitorilor municipiului, dar nu numai, subiectul forței de muncă specializată și calificată, care se află de curând în situația de a fi disponibilizată datorită contextului economic și social actual. La întâlnire au participat primarul municipiului Radu Hanga, viceprimarul Dorin Lojigan, administratorul public Petre Pop, senatorul Alexandru Cordoș, iar din partea investitorilor au fost prezenți Ludger Töll, președinte al Clubului Oamenilor de Afaceri Vorbitori de Limbă Germană din Transilvania, și Eugen Albu, CEO la Qual Media Group. Am o legătură bună cu Câmpia Turzii. Am fost aici în 2004 și am fost responsabil pentru zona industrială RAIF. Am cumpărat acest teren și am adus prima firma la Câmpia Turzii. Noi am construit, firma mea a construit hala de producție pentru firma Heco Schrauben din Germania. Eu sunt președinte Clubului Oamenilor de Afaceri în limba germană în Transilvania de Nord. Scopul nostru când am organizat acest eveniment în Cluj a fost ca firmele noastre afrut să se prezenta de public, de administrație, de universitatea, de studenți, pentru că este important ca colaborăm cu toate instituțiile, cu universitate, cu autorități, pentru că altfel nu avem succes în acest țară. Noi aducem investitori din Germania la România și oferim proiectare și construcție la cheia pentru acest firme. Și eu sunt aici astăzi pentru că eu știu că zona Câmpia Turzii este foarte, foarte interesant din punct de vedere forța de muncă calificată și din punct de vedere salariu. Salariile sunt în această zonă, nu știu exact, dar 20-30% mai scăzut decât în Cluj. Cluj este o oraș foarte, foarte scump. Și de aceea această zonă este foarte, foarte atractiv pentru firme străine. Numele meu este Eugen Albu și reprezint Qual Media Group. Rolul nostru a fost de sprijin în organizarea acestui festival pe care Clubul Oamenilor de Afaceri Vorbitori de Limbă Germană l-a organizat și, bineînțeles, asigurarea diverselor interfațări necesare între mediul economic, mediul administrativ și media. În consecință, o să vă spun două cuvinte despre acest festival. Mai mult o să vă spun domnul Töll, bineînțeles. A fost un succes real, pentru că, dincolo de ceea ce vedeți în mod normal la un festival, și-a propus și a reușit să îmbine mediul economic prin prezența concretă, reală, a membrilor clubului în Piața Unirii din Cluj-Napoca, cu produse, servicii, deci îmbinarea acestui mediu economic cu valori și elemente ale culturii germane. Eu mă bucur că l-am cunoscut pe domnul Töll, pentru că Parcul Industrial RAIF este un subiect interesant pentru noi. Mă bucur și ce spune, și anume că există o rezervă de forță de muncă care îi recunoaște calitățile, calificare și disciplină de tip industrial. Apreciez și faptul că ne critică spunând că nu ne facem suficientă publicitate
nu e suficient să fii plin de calități, mai trebuie să știe și lumea că le ai. Că dacă nu știe nimeni despre ele, s-ar putea ca ele de fapt să nu existe. Noi am început un proiect, elaborarea unui proiect, unui fel de studiu de soluții și a unei documentații de prezentare a potențialului Câmpiei Turzii și a zonei învecinate, exact în sensul prezentării potențialilor investitori, a elementelor care fac atractivă zona noastră. Și eu vreau să spun că elementul de atracție principal este omul. Sper să ne mai întâlnim și eventual chiar să ne punem de comun acord eventual asupra unor politici de atragere a investitorilor și chiar a unor măsuri concrete, inclusiv de deplasare în străinătate la potențiali investitori. Dacă tot nu suntem suficient de cunoscuți, ne ducem noi să ne prezentăm, să ne cunoască lumea. Inițiativa Primăriei Câmpia Turzii de a, în încercarea sa de a atrage investitori în zonă, dată fiind situația socioeconomică de la acest moment, se pare că începe încet, încet să prindă conturi. Iată că după vizita delegației oamenilor de afaceri din Polonia din 1 august, astăzi avem din nou invitați din partea oamenilor de afaceri vorbitori de limbă germană și le mulțumim pentru prezența lor aici. Sperăm că această întâlnire să fie de bun augur, să se și concretizeze într-un succes, dar tocmai cu riscul de a mă repeta, dar tocmai dată fiind situația socioeconomică de la Câmpia Turzii de la acest moment. Ceea ce este important și ceea ce ar trebui să știe și să afle și presa și publicul, că există o preocupare din partea administrației publice actuale pentru a găsi soluții la criza așa economică care e la nivel de Câmpia Turzii prin închiderea încetă a activității Mecel, după cum se preconizează. Deci există preocupare. Noi am luat legătură cu toate organismele politice, administrative, instituții ale statului care au și obligația morală și legală să ne sprijine. Și în mod sigur vom găsi soluții pentru viitor. Cunoașteți că în zilele trecute la Cluj s-a desfășurat festivalul de toamnă al economiei germane. O să ne spună domnul Tol mai multe despre acesta. A fost un eveniment important în care oamenii de afaceri germani, austrieci, din România și investitori, la Cluj, aproximativ 30 de firme, și-au prezentat afacerile lor și-au căutat parteneri și le-au, toate aceste lucruri, să spunem așa, au fost diversificate și prin discuții și prin, dacă vreți, o socializare realizată în municipiul Cluj-Napoca. Deci acest moment se vrea continuarea acestui eveniment și la Câmpia Turzii prin întâlnirea reprezentanților mediului, până la urmă îmbinarea mediului socioeconomic și administrativ local. Întâlnirea a fost una benefică atât autoritățile locale cât și investitorii, manifestându-și speranța că în viitor se vor crea numeroase locuri de muncă în Câmpia Turzii. Sâmbătă 13 octombrie 2012, începând cu ora 12, la sala de ședințe a Palatului Cultural Ionel Floașu din municipiul Câmpia Turzii va avea loc o conferință de presă la care va participa marele fotbalist al Naționalei României, Miodrag Belodedici, fost câștigător al Cupei Campionilor Europeni cu Steaua București și Steaua Roșie Belgrad. Conferința de presă este doar un preambul al evenimentului organizat de Primăria municipiului Câmpia Turzii, începând cu ora 14, la stadionul Mecel Câmpia Turzii. Pe arena din strada Aurel Vlaicu,
Mihai cu numărul 39 se va desfășura atunci meciul de fotbal dintre veteranii SCT și prietenii lui Miodrag Belodedic. Cu ocazia inaugurării Academiei de Fotbal Gheorghe Voroneanu au fost invitați foști componenți ai defunctei formații Faniona orașului Industria Sârmei Câmpia Turzii, alături de nume sonore ale fotbalului românesc, cum ar fi Ioan Andone, actualul antrenor al CFR Cluj, sau turdeanul Anton Doboș.